Din cele două hale ale acestui producător din Mehedinți pleacă zilnic 16.000 de ou proaspete pe piața din Drobeta Turnu Severin. Sunt ouă care ajung în marile magazine din oraș, dar și la cofetării. Crescătorul spune că livra ouă chiar și la Târgu Jiu, dar cum cererea a crescut foarte mult, acum nu mai face față vânzărilor și a fost nevoit să suspende o perioadă contractul. Deja am început să plafonăm comenzile pentru că noi nu suntem comercianți, suntem producători. În primul rând și vrem să vândem produsul nostru, clienții știu ce produse avem și se bazează pe calitatea produselor noastre. De aceea vândem doar atât cât producem în fiecare zi. Ouăle pornesc de la producător la prețul de 68 de bani bucata. Crescătorii spun că au reușit să păstreze un preț competitiv pentru că au propriile furaje și astfel au rezistat și când oul era doar 30-40 de bani bucata, dar și acum când prețul a crescut. Reușim datorită faptului că avem ferma vegetală la Gârla Mare, unde producem o mare parte din furajele care ne sunt necesare. Le aducem aici, unde sunt transformate, avem fabrică de nutrețuri combinate și le folosim în hrana păsărilor. Deși ar avea potențial pentru că este un mare producător de furaje, România importă o mare cantitate din necesarul de ouă pe care le aduce în special din Polonia. Ținem la calitate și în fabricarea prăjiturilor oul este un produs foarte important. În primul rând să fie proaspăt și de aceea ne-am orientat către un producător local pe care din fericire l-am și găsit. Ne-ar ajuta foarte bine ajutoarele de stat, dar o garanție, atunci când mergem la bancă să accesăm un credit, o garanție a statului ne-ar fi de cel mai mare ajutor pentru investițiile care vrem să le facem în România, pentru a produce un produs finit. Și cumpărătorii spun că resimt creșterea prețului la ouă și cred că producătorii români ar trebui să fie stimulați. A fost secetă, nu s-a făcut produsele, cu ce să hrănească țăranul dacă nu este subvenționat? Spuneți și dumneavoastră, la țăran cumpărăm cu 2 lei ouă și la pensia mea de 1,5 milioane, câte ouă pot să mănânc eu pe lună? Prefer pe ale din țară, nu pe ale din port, luăm când nu găsim de ale noastre. Sunt mai bune, sunt bio, sunt crescute cu ăștia, cu grâu, cu porumb, ce au ei la țară pe acolo. Producătorul din Mehedinți spune că încearcă de mai mult timp să extindă numărul halelor de la 2 la 10, dar nu a reușit pentru că nu a putut obține un credit de la bancă. Acum a depus un proiect pentru o investiție susținută cu fonduri prin Ministerul Agriculturii, în speranța că va fi acceptată pentru o finanțare, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, va încerca să construiască afacerea treptat cu resurse proprii.